Doi dintre cei 5 funcționari publici ai primăriei municipiului Buzău, vizați de ancheta procurorilor DIICOT, s-au întors la serviciu. În urma unor descinderi ale anchetatorilor buzoieni realizate anul trecut la Direcția Economică din Primăria Buzău, Ion Gegea, șeful direcției, Cătălin Boaru, șeful serviciului pentru persoane juridice, Mihai Bogdan Neamun, funcționar al aceluiași serviciu, Virgil Roșu, șeful serviciului urmărire, executare și colectare creanțe fiscale persoane fizice, și George Bunea, un subaltern al acestuia, au fost reținuți. Ulterior, pe numele lor, instanța a dispus măsuri preventive. Între timp, Cătălin Boaru și Mihai Bogdan Neamu au revenit la serviciu, dar au fost încadrați pe alte posturi decât cele ocupate la serviciul pentru persoane juridice din cadrul Direcției Economice. Dreptul la muncă, chiar și în această situație de control judiciar, îl aveau. DIICOT-ul le-a permis să ia legătura prin structuri proprii ale lor, să ia legătura cu serviciul resurse umane și să le găsim două posturi vacante care să nu intre în conflict cu ceea ce iau interdicție. S-au pus la dispoziție două posturi de execuție, atât la spațiul locativ pentru Cătălin Boaru și pentru domnul Neamu Bogdan, cred că la serviciu de administrație a blocurilor. Conform unor surse judiciare, procurorii DIICOT Buzău au întocmit un raport de constatare tehnico-științific echivalent cu o expertiză financiară contabilă. În baza acestuia s-au extins cercetările și înspre Constantin Boșcodeală și Fănică Bârlă. Ultimul a precizat astăzi că nu are cunoștință de așa ceva. Nu mi s-a adus la cunoștință nimic, nu știu absolut nimic, nu cunosc absolut nimic ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, nu am luat la cunoștință de așa ceva. Procurorii DIICOT Buzău acuză că în perioada 2010-2015, la nivelul primăriei municipiului Buzău, s-a constituit un grup infracțional organizat format din mai mulți funcționari publici care activau în cadrul Direcției Economice. S-a reținut că membrii grupului au introdus în sistemul informatic de taxe și impozite date nereale prin care au fost clasate și anulate nelegal un număr de 114 amenzi contravenționale. De asemenea, s-a reținut că membrii grupului au diminuat cuantumul debitelor datorate de către doi agenți economici, nu au urmărit, executat și încasat creanțele fiscale datorate cu titlul de impozite și taxe locale pentru bugetul local al municipiului Buzău, precum și amenzilor contravenționale aplicate unor persoane juridice. Prejudiciul produs bugetului de stat depășește 3 milioane de lei noi, dar surse judiciare afirmă că prejudiciul ar fi mult mai mare, la fel și numărul de persoane implicate.